Potrivit prozatoarei Dora Alina Romanescu, Frânturi din viață cuprinde proză scurtă inspirată din viața cotidiană și personaje inspirate din realitate, pe care autoarea l-a întâlnit în viața de zi cu zi. Doar teme din viața de toate zilele, despre oamenii obișnuiți lângă care trăiesc și cu care m-am întâlnit pe drumul vieții. Alături de autoare s-a aflat scriitorul Adi George Secară, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Acesta ne-a mărturisit că este surprins de calitatea și autenticitatea prozei scurte a scriitoarei. Scrie și roman, urmează mai apoi să mă plec asupra romanelor domniei sale. În primul rând, deci, autenticitatea prozei sale rămâne pregnant. Eu vorbeam la un moment dat despre, făceam o legătură cu neorealismul italian. Sunt anumite scene în care, într-adevăr, pur și simplu ți se înfioară, cum este la mod acum la televiziune să spui că ți se face pielea de mai mult sau mai puțin de găină. Volumul pe care îl propune de data aceasta Dora Alina Romanescu confirmă o dată în plus talentul său scriitoricesc. Este o carte în care fiecare povestire, dacă ar fi dezvoltată, ar deveni un roman. Unele chiar sunt atât de bine concentrate, povestirile scrise, încât sunt romane vii. Mai puțin și vine Crăciunul și vine Moș Crăciun. Avem aici alături de noi oameni de valoare. Avem o doamnă pe care, îmi permiteți, o asemuiesc cu doamna copilăriei mele, Cerasera, Serghi. Cred că aș citit Pânza de Păianjen. Cred că aș citit Miruna. Este o cea la Serghii contemporană pe care trebuie să o iubim, care scrie extraordinar de frumos. Dora scrie, este o ardeleancă care a venit la Mangalia să prezinte frumosul și să scrie și să aducă în sufletul nostru bucuria. Cu calmul ei, cu căldura ei, cu blândețea ei, toate cărțile, cele 14 cărți pe care le-a scris, sunt cărți care ne umplu sufletul de liniște. Lansarea volumului a fost găzduită de Clubul Nautic Calatis din Mangalia.